Filmul începe cu scene de la baza Corpului de Marină al Statelor Unite, unde unii membri sunt arătați trecând prin un antrenament riguros. Între timp, într-o altă încăpere, mai mulți pușcași marini sunt angajați în lupte corp la corp, iar o femeie pe nume Allison este în evidență printre membrii. Totuși, ea se confruntă cu un atac surpriză din partea instructorului său, amintindu-i să nu-și lase garda jos chiar și după ce se simte victorioasă. Nu după mult timp apare un agent secret pe nume Sam, care servește a fi unchiul lui Allison și admiră abilitățile. Ei se întâlnesc mai târziu la un bar pentru a discuta, iar Sam îi dezvăluie planul său de a o duce pe Allison la Casa Albă, obținând permisiunea de la generalul din corpul de marină. Entuziasmată de oportunitatea de a servi acolo, Allison se întreabă dacă este doar din cauza relației sale cu el. Sam îi explică atunci că o duce pe Allison pentru că este cea mai extraordinară dintre ceilalți pușcași marini. Între timp, se răspândește veste despre planul președintelui american de a coopera cu Astovia, o țară din Europa de Est situată lângă Rusia, în special în chestiuni legate de petrol. În ciuda opoziției, președintele insistă asupra acestei cooperări, în special în ceea ce privește petrolul. A doua zi la Casa Albă, președintele discută cu vicepreședintele, care protestează împotriva deciziei sale de a coopera cu Astovia. Potrivit acestuia, această decizie este extrem de controversată, deoarece se știe că petrolul din Astovia este în mare parte controlat de mafie. Cu toate acestea, președintele rămâne ferm în decizia sa. Pe de altă parte, Allison este acum staționată la Casa Albă, în timp ce Sam își instruiește echipa să se pregătească pentru a escorta președintele în Astovia pentru a finaliza cooperarea dintre cele două țări. După aceea, Sam îi spune Allison că îl va însoți mâine în Astovia pentru a escorta președintele la bordul navei Air Force One, aeronava avansată și luxoasă deținută de guvernul Statelor Unite. Auzind aceasta, Allison este surprins, deoarece a visat să zboare cu Air Force One încă de când era adolescentă. Mai târziu în acea seară, scena se mută în Astovia, mai exact la cartierul general al generalului Rudonov, unde Rudonov se opune ferm deciziei președintelui de a coopera cu Statele Unite. De fapt, Rudonov a luat deja o state cu un prim-ministru din Astovia care susține această cooperare și fără ezitare îi ordonă continentului său să elimine prim-ministrul. Ca general care controlează petrolul în Astovia, Rudonov se teme să nu fie marginalizat dacă Astovia cooperează cu Statele Unite ale Americii, pierzând controlul asupra petrolului țării. Scena se schimbă la un pilot de la Air Force One care se întoarce acasă și își găsește familia ținută ostatică de către unul dintre oamenii Rudonov, Nicolai. În acel moment, Nicolai îi cere pilotului să contacteze personalul președintelui și să informeze că nu poate lucra mâine. În ciuda conformării, Nicolai ucide fără milă pilotul și familia acestuia. Pe de altă parte, se arată unul dintre agenții americani însărcinați cu gestionarea datelor logistice ale aeronavei, urcându-se în mașină, dar brusc este atacat din spate și lăsat inconștient. Pe neașteptate, bărbatul care l-a atacat este și el unul dintre oamenii lui Rudonov, pe nume John. Rapid, John accesează datele logistice ale aeronavei, până când în cele din urmă accesul la logistică este controlat cu succes de grupul lui Rudonov. A doua zi, Allison este încântată să urce pentru prima dată la bordul aeronavei Air Force One. Este impresionată de măreția sa, iar Sam o invită rapid pe Allison să urce, pentru că trebuie să fie în interior înainte ca președintele să sosească. Imediat după, președintele Statelor Unite ale Americii, poreclit Falcon, ajunge într-un final și urcă la bordul avionului. Odată ce Falcon urcă la bord, este escortat în camera sa privată în timp ce avionul se pregătește de decolare. Fără ca ei să știe, Nicolai s-a infiltrat ca pilot, în timp ce Ioan elimină un alt agent în cabina din spate. În acea noapte, după ce avionul decolează, unul dintre piloți încearcă să ia legătura cu centrul de control. Cu toate acestea, centrul de control nu poate fi contactat, deoarece serverul lor a fost piratat. În același timp, Nicolai elimină rapid ambii piloți și îl informează pe Radvov că Air Force One este acum complet sub controlul lor. Între timp, în timpul unei conferințe de presă din interiorul avionului, un jurnalist îl întreabă pe președinte despre cooperarea cu Astovia. Președintele spune că este la cererea președintelui Astoviei, deoarece acolo există petrol din belșug, dar rare ori intră în visteria statului. Între timp, Nicolai obține acces la sistemul de sunet al avionului, permițându-lui Radvov să se adreseze pasagerilor. Când Radvov este conectat, toată lumea este șocată, deoarece tocmai au aflat că avionul în care se află a fost deturnat. Radov explică apoi că președintele este acum lipsit de putere, deoarece au deturnat toate serverele satelit și totul, așa că pentru moment președintele ar fi mai bine să urmeze ordinele lui Radnov, iar dându-și seama că președintele este în pericol, Sam, în calitate de șef al securității, cer imediat președintelui să intre într-o cameră specială cu doi agenți, pe apoi cere tuturor pasagerilor să rămână calmi în camera din mijloc și îi instruiește pe un agent să-i păzească. În ceea ce privește agenții de securitate rămași, Sam le cere să se împrăștie și se caute pe intruși. La scurt timp după, unul dintre agenții care păzeau pasagerii este ucis pe neașteptate de un jurnalist din Astovia, care dovedește a fi unul dintre oamenii lui Radnov. Acest jurnalist, însoțit de o altă persoană, semnalizează că acum sunt patru intruși în avion. Între timp, doi agenți intră în camera pilotului doar pentru a fi eliminați rapid de Ioan din spate. Ioan folosește apoi o bătaie codificată pentru a semnaliza că Nicolae, care anunță că au preluat control asupra Air Force One și cere președintelui să părăsească camera securizată. Nicolae amenință că va face rău pasagerilor dacă președintele refuză. Ca demonstrație
poziția controlului lor, Nicolae zguduie avionul provocând o rană la piciorul lui Sam, care este să răpuns de ocheie. Sam i-a recomandat lui Allison ca sarcina ei principală să fie protejarea președintelui și a instruit-o să se mute într-o altă locație, în timp ce el se ocupa de rana la picior. Între timp, Nicolae continuă să-l preseze pe președinte să părăsească camera securizată, dându-i un termen limită de 20 de secunde, iar Nicolae începe să numere pentru că nu glumesc cu amenințările lor. În cele din urmă, președintele s-a conformat și a mers în camera de mijloc unde erau ținuți pasagerii. În timp ce se mișca, doi agenți care îl păzeau au fost uciși de Ioan din spate, iar președintele a fost apoi escortat în cabina de clasa B, unde Rodunov a cerut să facă un anunț video prin care să anuleze cooperarea Fastovia și să se exprime animozitatea față de președintele și poporul său în decurs de o oră. Între timp, jurnalistul, unul dintre oamenii lui Rodunov, a ținut președintele sub control, dar atenția i-a fost distrasă, permițându-i președintelui să reziste pentru scurt timp înainte de a fi subjugat din nou. Pe de altă parte, Ioan, pregătindu-se să intre în cabina de clasa B, și-a semnalat prezența cu 5 bătăi care au fost observate de Allison. Ioan a dezvăluit apoi prezența lui Allison și Sam, determinând jurnalistul să-i caute în timp ce aștepta președintele. După ce jurnalistul pleacă, Allison încearcă să bată de 5 ori la ușă până când aceasta este în sfârșit deschisă. Urmează o luptă între Ioan și Allison. Cu toate acestea, Allison este foarte pricepută în lupta corp la corp, așa că reușește în cele din urmă să scape. Scena se schimbă apoi către unul dintre oamenii lui Rodunov din cabina pasagerilor, care este văzută supraveghind o statici, inclusiv oficialii și personalele importante. Deodată observă mișcare din camera alăturată unde se află Sam. Când încearcă să-l subjuge pe Sam, jurnalistul apare ținând un pistol. Incapabil să-l contacteze pe Ioan, care a fost deja ucis de Allison, jurnalistul îl alertează pe Nicolae să investigheze. Auzi acest lucru, Nicolae trece. Avionul pe pilot automat se pregătește la locația lui Ioan. Între timp, Allison și președintele nu sunt siguri ce să facă în continuare. Jurnalistul cer lui Allison să se predea, amenințând că îl va ucide pe unchiul ei Sam. Jurnalistul îi spune apoi lui Sam să o convingă pe Allison să se predea acum. Cu acestea, Sam îndeamnă pe Allison să dea prioritate protejării președintelui și o avertizează să nu se predea, știind că oricum vor fi toți uciși. Enervat de sfidarea lui Sam, jurnalistul îl ucide pe Sam și ostaticii fără ezitare. La uzul focurilor de armă, Allison s-a simțit devastat, realizând că Sam a fost probabil ucis. El a îndemnat repede pe președinte să se îndrepte către camera de urgență, deoarece plănuiau să sară cu parașuta din avion. Când a apărut Nicolae, Allison a reușit să-l împuște, dar din greșeală i-a zgâriat mâna președintelui în acest proces. Din fericire, rana nu a fost gravă. La scurt timp după aceea, Allison și președintele au sărit cu parașuta din avion. Între timp, jurnalistul și camaradul său s-au simțit frustrați, realizând că cei doi scăpaseră. Jurnalistul a informat prompt pe Rodunov că președintele și unul dintre angajații săi s-au parașutat într-o zonă din apropierea Văii, de lângă Rusia. La primirea acestei informații, Rodunov a ordonat oamenilor săi să distrugă Air Force One în timp ce ei căutau locul de aterizare al președintelui. Între timp, centrul de control al Air Force One era în panică, deoarece avionul dispăruse de pe radar. Au contactat rapid personalul de la Casa Albă pentru a raporta situația. Mark, șeful de cabinet al președintelui, l-a informat prompt pe vicepreședinte despre dispariție. Președința vicepreședintele și-a exprimat îngrijorarea cu privire la supraviețuirea președintelui, la care Mark a recunoscut cu reticență că supraviețuirea în accidente aviatice este rară. Auzind acest lucru, vicepreședintele i-a cerut lui Mark să călătorească în Astovia pentru a solicita ajutor în căutarea victimelor prăbușirii. Dar timp Allison și președintele aterizează în siguranță. Căutau adăpost. Allison a sugerat să se îndrepte către un alt loc mai înalt pentru a-și îmbunătăți șansele de a obține un semnal pentru ajutor. În același timp, generalul Radunov a trimis numeroși oameni să caute în vale președintele și pe Allison. La scurt timp după aceea, Allison și președintele, după ce au mers toată ziua, au dat peste o colibă în pădure și au decis să se odihnească acolo peste noapte. Înăuntru, Allison i-a îngrijit mâna rănită a președintelui, reflectând în același timp la aparenta trădare care a dus la prăbușirea avionului, unde au putut cu ușurință să se turneze avionul. Și știau și despre Sam, care era unchiul Allison. Anterior, Allison și președintele s-au așezat într-un colț al casei, împărtășindu-și experiențele, iar președintele și-a cerut scuze pentru moartea lui Sam. Allison și-a exprimat afecțiunea pentru Sam, care a avut grijă de ea de când i-au murit părinții. Cu acestea, ea credea că Sam ar fi fost mândru de ea pentru că l-a protejat pe președinte. A doua dimineață, Allison a fost văzută încă dormind, rezemată de umărul președintelui. La scurt timp după aceea, Allison s-a trezit și și-a cerut imediat scuze. Președintele i-a răspuns că nu trebuia să-și ceară scuze pentru că nu ar fi fost nimeni gelos, având în vedere că președintele era încă singur. După aceea și-au continuat călătoria, dar au întâlnit mulți dintre oamenii lui Radunov în apropiere. Allison a început să-i elimine, dar în curând s-au trezit copleșiți numeric. În cele din urmă, președintele a sugerat să se predea, realizând că nu ar putea să-l învingă pe Radunov. La scurt timp după aceea, Allison și președintele s-au trezit în sediul lui Radunov, simțindu-se neputincioși. Allison era copleșită de eșecul misiunii sale, mai ales după ce Sam își pusese încrederea în ea. După aceea, Radunov și oamenii lui l-au dus pe președinte într-o altă cameră, în timp ce Allison a fost lăsată cu mâna dreaptă a lui Radunov. În timp ce mergeau, Radunov și-a exprimat ura față de capitaliști care îi distrug țara. Președintele a răspuns că, de fapt, Radunov știa că această cooperare ar fi benefică pentru ambele țări, dar Radunov a refuzat deoarece controla petrol din Astovia fără a împărți vreun profit cu țara. În cameră, Radunov a cerut un video de confesiune anulând cooperarea cu Astovia.
Astovia și l-a acuzat pe președintele Astoviei ca fiind cel care a cauzat haosul. La auzul acestui lucru, președintele a refuzat, fiind dispus să înfrunte moartea imediată, dar Adunov a amenințat că o va răni pe Allison, forțându-l pe președinte să se conformeze. I-a dat o oră să se decidă. Între timp, mâna dreaptă a lui Radunov a încercat să o hărțuiască pe Allison, care s-a apărat și l-a ucis. Anisha a început să-și elimine amicii într-o altă cameră. Pe de altă parte, președintele a respectat cu reticență ordinele lui Radunov pentru a o cruța pe Allison de suferință. La scurt timp după aceea au sosit două artiste de machiaj pentru a schimba hainele președintelui și pentru a aplica machiaj înainte de înregistrarea video a confesiunii. Lărdim Allison s-a înarmat cu o pușcă și a lansat un atac asupra oamenilor lui Radunov. În cameră, tocmai când președintele era gata să înregistreze, a izbunit haosul, deoarece Allison riposta. La auzul împușcătorilor, Radunov și președintele și-au dat seama că Allison era în spatele lor. La scurt timp după aceea, Allison a reușit să-i învingă pe toți oamenii lui Radunov, lăsându-l singur cu președintele. Radunov i-a cerut lui Allison să se predea, amenințând că îl va ucide pe președinte fără ezitare. Într-un moment, credit că Radunov a împușcat brațul lui Allison. În timp ce Radunov se pregătea să o termine pe Allison, președintele l-a ucis din spate. În cele din urmă, atât Allison cât și președintele au supraviețuit. A doua dimineață, președintele și Allison au fost descoperiți de Mark, șeful personalului președintelui. Mark a fost ușurat să-l găsească pe președinte în viață și l-a îndemnat să plece spre o pistă de aterizare din apropiere pentru a zbura înapoi în America. Cu toate acestea, președintele a refuzat, cerându-i Mark să se ocupe de rănile lui Allison. În cele din urmă, Mark s-a conformat, spunând că Allison a câștigat. În timpul acesta, Allison și-a amintit de fostul instructor care a spus să nu lase niciodată garda jos, chiar și atunci când se simte victorioasă. În timp ce Allison era tratată de soldați ai forțelor speciale, ea i-a întrebat dacă era o unitate combinată. Ea a confirmat întrebarea lui Allison, așa că ea a întrebat dacă îl cunoștea pe comandantul Alex, deoarece comandantul Alex se alăturase și el acele unități. Auzind asta, ei au spus că doar o săptămână trecută au avut o conversație cu comandantul Alex. Cu toate acestea, Allison i-a ucis brusc. După aceea, Allison a explicat că tocmai inventase o poveste despre cineva pe nume Alex, iar ei au recunoscut că îl cunoșteau. Totuși, Alex nu era de condamnat, ci proprietarul unei brutării din apropierea casei lui Allison. Prin urmare, Allison era convinsă că ei, împreună cu Mark, erau trădătorii. În același timp, Mark l-a amenințat brusc pe președinte, deoarece Mark complota de mult timp cu generalul Radunov. Cu acestea, Allison a intervenit și l-a ucis pe Mark înainte ca acesta să poată răni președintele. După aceea s-au îndreptat spre pista mică de aterizare, dar președintele a refuzat avionul oferit, alegând în schimb să piloteze avionul el însuși. Deci se afla în aer, președintele a întrebat-o pe Allison dacă avea un iubit, la care a răspuns că nu avea. Mai târziu, președintele a făcut un anunț, declarând că a supraviețuit încercării din ziua precedentă și a reafirmat relația pozitivă dintre Statele Unite și Astovia. Spre sfârșitul discursului său, el și-a exprimat intenția de a o cere în căsătorie pe Allison.